Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Ieri n-am avut timp de sădit florișele, însă astăzi răsi frig azi la noi, nu știu, și bate vântul. Ce spune florișele și frunza. Că uitați, și-l numim că n-ai ajutoare. Această alie se numesc Aleea Surorilor. Dorina, Mănica, Lena, Mila. Pe care a partizat cum trebuie. Sapa sus! Dansează, Mila dansează! Mănica, învârtește-te odată! Învârtește-te! Și le-a tot! Mama! Cum se cheamă cântecșeala? Care l-a cântat în mașină? Hai să aduci aminte. I'm sexy lady. Sexy lady. Dar ce înseamnă? Nu știu. Ești o fată sexoasă, au și Lena. Biri. Și da, noi bem cafe. Nu, nu, azi cu Gino, nu, că e că le dăm trei de zbete de asară. Nu, n-am uitat. Am lucrat, merităm. Ai, mamă, un cocktail, un gin tonic, asta nici nu-i băutură, asta e un fel de ceva bun. Bună, mă, eu lasă străzit și lucrează și le mă ia. Mila! Nu. Știm, le noi, cu Nastic, am luat și una de asta de frigider. Și noi nu știm ce de asta. Cu sârbie, dacă noi nu știm. Dar trebuie să combinezi cu asta. Și am luat un de asta și două de asta. Și faci cu și luat un chit. Nu, și nu m-ați îmbatat. Nu. Ia câte-l să laudă, să laudă, laudă-te că ai cu și... Dar chiar ai cu și ai vreo șel, măi! Măi, ce frumos șel! Dă-i drumul, dă-i drumul! Ce poate fi mai gustos decât jumerii? Bună ziua, prieteni! Am revenit în lumea Instagramului. Azi nu m-ați văzut pentru că la noi, din cauza vântului, s-a oprit lunina automat și apa și avem un cap, să-ți ferească Dumnezeu, că apară și cu vidul ăsta. Și am fost la mătușa mea, nu știu, acasă pe ea și pe Mila. Și deja în goră. Voi și faceți, zic că și faceți voi într-o zi de miercuri. Unii lucrează, din greu. Mi-a adus iarbă în sfârșit. Iarbă de semănat. Iar seamănat normal, trisaj, nu de alta. Bună dimineața! Și ne-acolo smititele, frumușele, gustoșenii de dimineață. Mulți din voi m-au întrebat de unde am cumpărat cireșele. Nu le-am cumpărat de nicăieri, a venit soarea mea de la București azi dimineață și mi-a adus o lădiță micuță, gustoșele, bunișoare, nu știu cât costă, nu știu dacă se vând în Moldova. Am înțeles că se vând. Bună ziua! Bună ziua de la Piața Centrală, stând eu șcăifuind la Blum. Mi-a venit o idee genială, am venit să văd dacă sunt cireșe la Piața Centrală și să facem așa un filmuleț din asta, așa, marca, da, sunt român, știți? Căpșunii văd că sunt mulțișoare, dar cireșe, a, e că sunt cireșele, uaaa! Iectelis, văd că miroase frumos și mă aproape, zic, de unde-s căpșunile? De la Sadova, zic, de la Igor Nicolaevici. Sper că nu s-o trăjite, ladnă, dă-ți gustul, n-o văd când voi. Deci, astea sunt cireșe 5D. Căpșunițe, căpșunițe! Treci la mine în guriță, sper că în tine nu snitrați, că sadovenii o luați. Ia, mă. Așteptăm 15 minute. Nic? Iisă dumnealui, apă. Игорь, ата не твоя клубничка, я не твой этот, как его зовут? Филипп Хиргоров. Я каше, да, мужик. А мой мой сам не обрабат, адворат. De obicei nu merge așa.
tot timpul când intru pe poarta asta am niște emoții aparte. Suntem acasă și astăzi în premieră avem primul filmuleț făcut de la mine, de la căsșoare. Eu vă arăt așa un piculeț, dar n-a... Dacă tot am copac de cireș și sezonul cireșilor, mă gândeam, zic, băi, unde să filmez eu copac de cireș? Și eu zic, măi, dar stai, casa mea are doi copaci de cireș. Ia ca unul... Dilema, măi! Și de miercurea viitoare începem deja toată munca chinosândă. Ia cât aici suntem în spatele casei. Acolo se fie bazinul, acolo e parcul, aici e făișorul. Mă duc la vorba și aia, mă duc la piață și aia ca zoiniță, zău și... Dar cu cum să nu? Sezonul șireșilor după și-o vinit și... Șire... Vanișca, culezi-mi cele mai coapte, cazlina. Dar cu cum să nu? Oh. Așa. Dar cum să dă, eu lecție că se vadă, Vania, și-ai cu mine, băi. Și tu, dar tu, băi, dar cum să nu, dar cum, și stai pentru ochi, no. Ia. Madonna, ia că tău, tătă, Madonna. Fac un pumn de bani cu patru șireși, ia zi, vedeți, am mult și eu, dar cum, băi, 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 unii șireși, unii șireși. Spălească! Vania, ochi ca sâmbule jos. Hai altul. Și, ho, și cu voi. Calmați, vă așteptați. Răbdărică, curădată și marea. Mă, e dimineață, dar cum sunteți, Vasile, n-am promit un nou film despre șireșe, la șireșe. Cât costă șireșa, cât costă kilogramul de șireșe. Cum puteți procura un kilogram de șireșe din Republica Moldova? Business moldovenesc, mă, e dimineață, la prima oră, vă așteptăm cu mare drag. Totu' n-ai mască. Păi, știi, mă las achit și eu? Da, nicio problemă. Achităm amândoi. Nu, așa, da, așa înțeleg când îți vine o spiță, indiferent că e sărbătoare sau nu, dar o flori și că... Întotdeauna este binevenită în casa mea. Să nu cumva screadă Marin că eu în seara asta, vorba și ei, îmi spun mâna pe pșelușul ăsta, Igăriu cu ăsta, nu sub nicio formă. El e numai pentru designer, ca să mă uit și zic, măi, ce de fain gătești Seridiu. Dar nu, pentru că eu mâine la ora 11 și am sală, așa că doar e ca sală, am o sală și mâine sală. Am și tijolic. Altfel, nu? Din Cuba, cum le-am adus. Bună seara și bine v-am găsit la mine pe Insta Story și, așa cum zice la mie mamă. Știți, omul când doarme, lui zic și odihnește creierul, obosit, prăfuit, așa. Și m-am gândit, deși atunci când îți faci casă nouă sau apartament, faci petreceri și se numește Navaselii, prietenii vin cu cadouri. Dacă îmi părăsești casa, să nu faci un eveniment, nu știu, să fii... Bye-bye, Seli, stai Seli. Așa că m-am gândit la sfârșitul lunii, pentru că deja părăsesc apartamentul, să fac o petrecere. Adio grădiniță, numesc. Adio găvărtiră. Adio tot ce s-a întâmplat aici frumos. Și cineva din prietenii mei spune, ok, super, și care am venit la Nova Seli, azi ne luăm cadourile înapoi. Voi cum spuneți? Ce ar trebui să inventez ca această petrecere și wow, șic, pâc și de neuit. Bună ziua și de acasă! Gata, două săptămâni la București, ajunge? Am venit imediat acasă, acasă. Ce frumos e acasă. Mama! Mama mi-a făcut zămușoară bună, bună, de găinuș. Mamă, bună ziua! Și aici se pregătesc tocmăcei, tăiței, făcuți de casă, cu ușoare de casă, pentru zeama care fierbe. Atunci când Emilian nu-i, Nina preia comanda să arate grădina, floricelele, animăluțele, alea vii câți și alea mai puțin vii.
Așa că eu întâi mă duc să mănânc reamă. Asta nu e instagramabil. Asta da. Mă duc să mănânc zeamă și apoi fac mai multe stories. Și aici organul meu olfactiv s-a dat bătut pentru că atât de bine arată și miroase zeama. Mami! Eu sunt sigură că ea abia așteaptă să ajungă la mine în stomacel. Ia culoare, copilăș micuț, micuț! Nu-ți fac nimic! Nu-ți fac nimic! Oi, ce tirile de voi! Să mă așez? Că să mă măscăriesc! Serios, smer înainte. Adică tu ești înainte. Da. Ia, dă-i tășcu cu tăcica. Mamă, mai vrei o dată? Nu, mai vrei o dată. Hai, mamă, dar hai invers. Invers. Mă duci tu. Haide. Haide, te duc. Uiii! Mamă, întâi în urmă, mamă. Așa, acum! Pisu! Nu te temi, ce oi frumoși are! Mâncărică, mâncărică! Auzi, facă! Mititie! Cu ochișorii roșii! Gogonie! Astăzi facem promenada de seară, în nouă. 8 iepurași, am crezut că sunt 6, dar ești 8! Mici, mici, mici! Iată, ești. Hai. Se pune pe jos? Un pic, mamă, un pic. Căle numai să nu-mi... Fii cu minte. Ia, mă, nu-mi Nu se poate să păpăm iarbă, nu se poate, doar lăptic. Nu. Lasă-i. Bebeluși, mici. Bebeluși. Lasă-i. Ok. Iubire, pot să... Băi, nu serios, concentrează. Eu mă gândesc la da. Te rog. Dubl 2. Stai. Iubără. Hai, da, mă, nu! Iubără. Sau că trebuie. Iubirea, poți să achizi și eu? Da, nicio problemă, achităm amândoi. Dacă la apartamentul meu cumva am dat moda și trendul tot ce înseamnă verde, tot ce înseamnă verdele ăsta de briliant sau verde de zilioncă, eu recunosc că m-am îndrăgostit de această culoare și cu siguranță această culoare o să fie și în casa mea, dar de fapt eu am venit să aleg o canapea foarte comodă, un colțar, așa cum zicem noi, pentru Aldorf Tehnicul de la Râșcanovca, adică Aldorf Project, o culoare asta mai țipătoare, care se asortează foarte bine și de data aceasta am ales să vin la Naline. Din recomandarea unui prieten, ŞS, a zis că modela de aici este superbă, o calitate foarte bună. Iată ce am ales pentru Aldorf Project, doar că o să fie colțar și nu o să fie această culoare, un albastru gri, dar o să fie o culoare care o să o alegem împreună cu domnișoara. Domnișoara Tatiana, roșu aprins când se intri, miroasa a dragoste și în magazin. A, o să, iată așa, o,
Iată roșu acesta. Și că imaginați-vă această canapea, care o să fie colțar la un moment dat, în culoarea aceasta. Rezultatul o să-l vedeți la Aldorf Project. Să v-am pupat. Oferte, aveți ceva în perioada? Dacă tot sunt la Naline, dacă cineva din voi este în căutarea unui colțar, fotoliu, canapea, dormitor, au reduceri începând cu minus 15% până la, fiți foarte atenți, asta e bombă, 50% reduce. Uitați-vă, era 45.000 de lei și acum costă 22. Uitați-vă ce capodoperă de verde. Superb. Așa că la Creator Mall, cum intrați, așa, pe mâna stângă. Și a venit momentul mult așteptat. Căifuire făceală se numește această procedură. Asta pentru persoanele care, pentru femeile ca mine, care folosesc foarte des machiaj și mult. De doit cel puțin o dată pe lună de făcut o curățare serioasă ca porii noștri să mai respire, să mai tragă și eu gură de aer sănătos, nu doar cosmetică din asta multă. Alinușca, astăzi o să încurăță. Mi-a mai rămas în pomada de ieri la sos caivană. Отсюда. Он сейчас снимаем все эти каши, все эти пигменты. Антон смотрит. А, что ж, иду по курацаре, как мы поним пилингу. Как скотим потуцели, да мироса фурит. Ля. Бег пишка. Astăzi este ziua răsfățului, i-a făcut la față proceduri. Acum suntem la kinezizvita pe mâinile lui Cristi. Noroc, Cristișor. Căifuim? Da. Eu căifuiesc. Tu, tu nu. Dar nu, Și acum vorba aceea, жизнь malina. Deseori, într-o perioadă, se întâmpla când mă trezeam dimineața de dureri de spate, pentru că la mine este hernie de disc. Însă vreau să vă zic, începând de astăzi, până pe data de 31 mai, folosi promocodul Emilian aici la Kinezizvita și beneficiați de minus 10% la tot ce înseamnă masajul, kinetoterapeutic și exercițiile pe care le facem înaintea masajului. Așa că persoanele care aveți probleme la spate, hernii de disc, săite, musorelile, cum se mai zice, sau, nu știu, sunteți după operații sau aveți dureri în articulații, puteți folosi acest promocod până pe 31 mai. Emilian, 10% la toate serviciile pe care le au ei aici, inclusiv și la domnul doctor care, cum zic eu, fără mămoasele și ți le așează la loc, așa că beneficiați de această ofertă de minus 10% la 100%.